Dar prin harul lui Dumnezeu, Biblia spune că Duhul împarte daruri după cum voiește și Dumnezeu și-a pus amprenta pe fiecare dintre noi și fiecare dintre noi suntem unici în felul nostru datorită Lui. Așa că oameni diferiți, din condiții sociale diferite, cu experiențe de viață diferite, uite, suntem aduși împreună în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Slăvit să fie Dumnezeu! Așa că vreau să încep încă o dată predica. Asta a fost așa, doar o introducere până vă așezați și respirați puțin. Vreau să încep în stilul clasic, pentecostal, slăvit să fie Domnul. ce îmi place. Nu era predică pe care să nu o încep așa, în urmă cu ani de zile, și întotdeauna aminul acesta rostit la început, câte vreme oamenii sunt treji și vegheatori, dă curaj predicatorului să predice mult și cu putere. Mai zic o dată, slăvit să fie Domnul. Amin. Și zic și a treia oară, cât aveți har, slăvit să fie Domnul. Acum, când spunem Duhul Sfânt, care e primul cuvânt care ne vine în minte? N-aș vrea să răspundeți cu voce tare, întrebarea este în mod evident retorică, adică n-așteaptă un răspuns, și doar încerc să creez în mintea dumneavoastră niște Întrebări și, poate, Duhul Sfânt aduce și niște posibile răspunsuri. Care-i primul cuvânt care îți vine în minte când spui Duhul Sfânt? În urmă cu ani de zile am făcut acest experiment cu un grup de studiu biblic și am văzut că oamenii aia care studiau Biblia mi-au dat răspunsuri la care, de fapt, mă așteptam. Unii au zis prorocie, unii au zis vorbire în alte limbi, unii au zis botez cu Duhul Sfânt. Și apropo de lucrurile acesta, săptămâna ce tocmai s-a încheiat, am avut marți și miercuri aici în biserică, rugăciune pentru umplere cu Duhul Sfânt și botez, sau botez cu Duhul Sfânt și unii dintre cei ce au fost prezenți aici au fost botezați de Domnul Slăvit să fie Domnul și pentru asta. Dacă când spun Duhul Sfânt, mai ales în lumea noastră penticostală, cei mai mulți dintre noi ne gândim la manifestările, în special spectaculoase și supranaturale ale Duhului Sfânt. Ba mai avem și întrebarea aceea, care nu este tocmai după o logică biblică, care zice așa, ai Duhul Sfânt. Și în mod evident, când spunem ai Duhul Sfânt, noi nu ne referim la persoana Duhului Sfânt, și noi ne referim mai degrabă la o anumită lucrare pe care Duhul Sfânt o face și anume botezul cu Duhul Sfânt. Cred că mai corect ar fi să întrebăm dar te are Duhul Sfânt pe tine sau cât din tine aparține Duhului Sfânt. Și aș îndrăzni să spun, mergând pe logica biblică, ori îi aparții în totalitate Duhului Sfânt, ori nu-i aparții deloc. Asta nu înseamnă că nu mai există noi deloc fire pământească. Dar certificatul nostru de proprietate este pe numele Lui. Biblia spune că într-o zi Dumnezeu Tatăl ne va învia din morți tocmai datorită că există în noi Duhul Sfânt. Certificatul nostru de proprietate poartă numele Dumnezeu. Și noi am fost înfiați în numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Dar acum vă întreb încă o dată, frați și surori, dragi prieteni, la ce vă gândiți când spunem Duhul Sfânt? Și sunt convins că mulți dintre voi vă gândiți exact la ce v-am zis. La vorbire în alte limbi, la prorocie, la botez cu Duhul Sfânt și prea puțin dintre noi ne gândim că Duhul Sfânt este de fapt o persoană din taina aceasta dumnezeirii care se numește Sfânta Treime. E foarte greu de înțeles cu rațiunea noastră și sigur nu voi reuși eu să vă explic astăzi cum stă treaba ca dumneavoastră să găsiți o formulă rațională pentru a înțelege ceva ce de fapt depășește rațiunea umană. Dar dacă vă uitați în Biblie, veți vedea că ne rezumăm doar la Noul Testament, că dacă trecem și la Vechiul Testament, facem un tratat de pneumatologie, cum se numește, ramura din teologie care se ocupă de Duhul Sfânt, un tratat din ăsta care nu se mai termină până mâine, mergem direct la iarbă verde de aici. Dacă ne uităm doar la Noul Testament, vom vedea că sunt 11 titluri pe care Duhul Sfânt le are în Noul Testament și a fi putut să fac o predică din 11 puncte, dar am milă de dumneavoastră și o să fie numai 7 puncte. 11 titluri, dacă o să vă uitați în Noul Testament, acum sigur nu o să reușiți dumneavoastră să parcurgeți tot Noul Testament în, în această dimineață. Am să vă dau referințele biblice, dumneavoastră le aveți pe videoproiector, le puteți vedea acolo. Le puteți cerceta acasă, pentru că predica o găsiți dacă scanați codul QR de pe scaunul din fața dumneavoastră, acolo veți găsi toate informațiile acestea. Sunt 11 titluri sub care apare Duhul Sfânt. Sau Duhul lui Dumnezeu. Mai întâi, el apare cu titlul Duhului Hristos, în roman 8 cu 9, sau Duhului Isus în fapte 16 cu 7. El este Duhul Fiului Său în Galateni, în capitolul 4, cu versetul 6. Duhul Fiului Său, pentru că acolo Apostolul Pavel spune că prin El avem harul ca și noi să devenim copii ai lui Dumnezeu. El este Duhul Tatălui în Ioan, capitolul 3, cu versetul 6, prin care avem parte de nașterea din nou. Sau Dumnezeu. Locuiește în noi prin El. Este Duhul Domnului în Luca, în capitolul 4, cu versetul 18. E Duhul Domnului care ne unge sau ne dă putere în a proclama Evanghelia. Aceia dintre dumneavoastră care trebuie să spuneți altora despre Dumnezeu, să știți că Duhul Sfânt e cel care vă dă autoritate în asta. El este Duhul adevărului. Din Ioan, capitolul 16, cu versetul 13, Duhul adevărului în care ne va călăuzi. Pentru că întotdeauna Duhul Sfânt te călăuzește sau îți dă direcție în adevăr, niciodată în minciună. El este Duhul Slavei în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 14, pentru cei care suferă o cară sau o rușine pentru Hristos. Aceia dintre voi care aveți senzația că totodată că sunteți ocărâți sau suferiți rușine pentru Hristos. El este Duhul Slavei, spune Biblia în 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 14. Este Duhul Înfierii, în Roman 8, cu 15, e Cel care ne dă putere să spunem Ava, adică Tată. Nu este un Duh de frică, ci este unul de înfiere, care ne dă puterea aceasta. De a ști că Dumnezeu Tatăl, prin credința noastră în Isus Hristos, este și Tatăl nostru, slăvit să fie în numele Lui. Este Duhul Sfințeniei în Roman 1 cu 4 pentru aceia dintre dumneavoastră care vă întrebați, bă, dar cum o să duc eu o viață sfântă și curată? Eu aș vrea să fiu creștin, eu aș vrea să mă pocăiesc, dar n-am nicio șansă să biruiesc păcatul din viața mea. Duhul Sfânt este Duhul Sfințeniei, motiv pentru care tot Biblia ne spune că Duhul Sfânt rodește noi de la bunătate, la facere de bine, la bucurie, la pace, la înfrânarea poftelor, în toate acest, aceste lucruri. Noi suntem mai mult decât biruitori și putem să le aplicăm în viața noastră datorită celui care este Duhul Sfințeniei. Este Duhul vieții în Roman, capitolul 8, cu versetul 2, pentru aceia dintre voi care luptați cu un anumit păcat în viața voastră și spune Biblia acolo că păcatul aduce moarte. Și datorită faptului că Duhul vieții ne dă putere să Biruim păcatul în viața noastră, tot în roman, în capitolul 8, dar câteva versete mai încolo, mi se pare versetul 14, spune Scriptura că datorită acestui Duh al vieții, într-o zi Dumnezeu ne va învia din morți și vom birui moartea. Este Duhul cel veșnic și pentru că suntem astăzi la cina Domnului, se leagă foarte bine de cina Domnului, în Evrei, capitolul 9, cu versetul 14, unde Biblia spune că Isus Hristos și-a dat sângele și l-a adus ca jerfă prin Duhul cel veșnic. De ce? Pentru ca jerfa Domnului Isus Hristos să rămână veșnic valabilă. Noi nu repetăm jerfa Domnului la fiecare liturghie, cum spun cei din bisericile tradiționale. Hristos ar fi cumva încă o dată răstignit, și noi credem că jertfa lui, Isus Hristos, rămâne veșnic valabilă pentru că i a fost adusă înaintea lui Dumnezeu Tatăl prin Duhul cel veșnic care este Duhul Sfânt. Și El este Duhul Harului în Evrei, capitolul 10, cu versetul 29. E Duhul Harului pentru că El continuă să cerceteze viața ta. Pentru că El continuă să lucreze la viața ta. Pentru că El continuă să permită să trăiești, pentru că tu să auzi Evanghelia și auzind Evanghelia să crezi și să fii mântuit. De aceea, dragul meu ascultător, în Noul Testament, păcatul capital este hula împotriva Duhului Sfânt, care este de fapt un păcat împotriva celui pe care Biblia numește aici în Evrei 10, Duhul Harului. Pentru că în mila lui nemărginită, Dumnezeu continuă să ne deschidă ușa îndurării, pentru ca fiecare dintre noi să avem șansa, să avem sufletul mântuit, dar când în mod voici și conștient refuzăm acest har, noi practic refuzăm acest duh al harului și hulim, pentru că adeseori se interpretează greșit hula împotriva Duhului Sfânt. Sunt 11 nume sau expresii sau titluri pe care Duhul Sfânt le are în Noul Testament. De aceea, titlul predicii din această zi este Avem nevoie de Duhul Sfânt. Mai zic o dată, și apoi am să vă pun să repetăm împreună. Avem nevoie de Duhul Sfânt. Haideți să repetăm împreună. Avem. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că prin Duhul Sfânt putem fi înfiați de Dumnezeu Tatăl. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că prin Duhul Sfânt vom birui moartea într-o zi. Avem nevoie de Duhul Sfânt și la cina Domnului pentru că cina Domnului va rămâne veșnic valabilă pentru că ea a fost adusă înaintea Tatălui prin Duhul cel veșnic. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne rugăm. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să trăim. Avem nevoie de Duhul Sfânt în fiecare aspect aparent mărunt al vieții noastre. Și nu întâmplător Domnul Isus le spune la un moment dat ocenicilor lui când i că va pleca din lumea aceasta și ucenicii pe bună dreptate se amăreau, erau întristați și Domnul le spune în Ioan 16, nu vă întristați, vă este de folos să mă duc. E bine să mă duc, pentru că dacă mă duc eu, îl voi trimite pe Duhul. Și foarte interesant, dacă o să vă uitați în Scriptură, veți vedea, în Ioan capitolul 14, în versetul 26, Spune Scriptura că Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl meu în numele meu, a spus Domnul Iisus ucenicilor lui. Am învățat din asta că formula potrivită de adresare în fața Sfintei Treimi înaintea lui Dumnezeu este, este următoarea. Mă adresez lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Isus spune, eu mă duc, vă este de folos ca eu să mă duc, era erau întristați când află că Domnul Isus urma să plece vouă vă este de folos, pentru că dacă nu mă duc eu, nu va veni mângâietorul, nu vine Duhul Sfânt, eu mă duc și Tatăl îl va trimite pe Duhul Sfânt în numele meu. Așa că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, noi de foarte multe ori nu știm foarte clar cum să ne apropiem de Dumnezeul acesta triunic. Când ne apropiem de El, îi spunem, Dumnezeule, Tatăl nostru din ceruri, în numele meritelor Domnului nostru Isus Hristos, Domnul și Salvatorul nostru, prin Duhul Sfânt, te rugăm, lucrează în viața noastră. Lucrează, Doamne, putere, lucrează, Doamne, mântuire, lucrează, Doamne, liberare, lucrează, Doamne, ungere, lucrează, Doamne, botez cu Duhul Sfânt, lucrează, Doamne, manifestarea darurilor, lucrează, Doamne, manifestarea roadelor, lucrează, Doamne, ne adresăm lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Isus Hristos, pentru că așa a spus Isus Hristos, Tatăl îl va trimite în numele meu. Noi nu putem să-l cerem în numele organizației din care facem parte, Tatăl, în numele cultului pentecostal sau în numele Bisericii Lumina, îți adresăm. Cererea asta rezolvă problema nu, ci numele Domnului Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Acum, înainte de a prezenta cele, nu știu să vedem, șapte puncte câte ori fi, vreau să vă spun câteva lucruri în legătură cu această sărbătoare, pentru că știu că există unii care au obiceiul să se potignească de fiecare dată în cuvinte și aș vrea să nu fim din categoria asta. Eu o categorie de oameni care tot timpul se potignesc în cuvinte. Și acum sunt convins că pe internet vor fi unii care spun, domne da, ce sărbătorim? Ați cântat, mai vrem rusalii, sărbătorim cinzecimea, sărbătorim simplu, sărbătorim coborârea Duhului Sfânt. Unii sunt de părere că în ziua în care coboară Duhul Sfânt se naște biserica, alții spun că biserica s-a născut pe cruce, alții spun că s-a născut în învierea Domnului Isus, alții spun că ea s-a născut încă din vremea când Isus era pe pământ. Nu cred că are importanță din moment ce Biblia nu spune explicit treaba asta. Știm doar că avem de-a face cu inaugurarea lucrării bisericii pe pământ. Asta e foarte clar, pentru că Domnul Iisus le spune ucenicilor lui nu vă îndepărtați de Ierusalim până când nu veți primi această putere. Deci putem spune, nu știm dacă s-a născut biserica în momentul ăla, dar putem spune că din momentul acela începe lucrarea bisericii pe pământ. Ce sărbătorim astăzi? Coborârea Duhului Sfânt. Dar, unii zic, bun, da, nu-i cinzecimea. Acum, cinzecime sau pentecost, în limba greacă, de unde și numele de pentecostal, pentru că noi punem accentul în mod special pe lucrarea aceasta a Duhului Sfânt, pentecost, pentru că deja s-a zis aici, și după cum îi zice numele, pentecost înseamnă al cincizeci-lea, Al cincizeci-lea, pentru că sărbătoarea asta a cinzecimii avea loc a cinzecea zi după Paștele Evresc. Noi știm că Domnul Isus a fost crucificat, a pătimit și a înviat în perioada Paștelui Evresc, și apoi la 50 a zi se împlinește această promisiune pe care Domnul Iisus o face, pe care Dumnezeu Tatăl o face din Vechiul Testament. Și acum v-am spus, Pentecost -a asta înseamnă, sau cinzecime, al cinzecelea, ce sărbătoreau evrei, Asta era a treia sărbătoare ca importanță în religia mozaică sau iudaică și ei sărbătoreau ceva foarte important pentru ei, adică legea, primirea torei, primirea legii. Și era și un fel de sărbătoare a primelor roade, dar asta nu era atât de importantă. La evrei erau trei sărbători cu pelerinaj, adică trei sărbători la care trebuia să mergi la Ierusalim. Una dintre cele trei sărbători era sărbătoarea 50.000. Motiv pentru care, când citim în faptele apostolilor, în capitolul 2, momentul coborârii Duhului Sfânt, nu am mai citit eu textul, că îți prea multe de spus și le știți voi, îl știți bine textul acela, spune Biblia că erau acolo oameni din mai multe națiuni. Dacă nu am numărat bine, cred că 16 națiuni. Dacă cumva nu sunteți pe fază, puteți să vă apucați și voi să numărați. Sunt 16 naționalități prezente acolo, pentru că sărbătoarea asta era o sărbătoare cu pelerinaj. Adică cei care aparțineau legii iudaice veneau de pe toată întinderea Imperiului Roman și nu numai, veneau la Ierusalim, la templu, ca să se închine lui Dumnezeu. Sărbătoarea asta era foarte importantă la evrei. Dacă să vedeți cât de importantă și cât de mare e diferența între Vechiul Testament și Noul Testament, între cinzecimea din trecut și cinzecimea noastră, aduceți-vă aminte că atunci când evreii primesc legea în Vechiul Testament, nu știu câți dintre voi vă mai aduceți aminte, Exodul 32 cu 28, spune Biblia că au murit aproape 3.000 de oameni. De ce? Pentru că noi oamenii nu suntem în stare să respectăm legea în viața noastră. Dacă ne uităm acum când coboare Duhul Sfânt în fapte 2, cu, mi se pare versetul 41, Biblia spune că 3000 de oameni sunt străpunși în inima lor și primesc viață prin credința lor în Isus Hristos. Asta e diferența între cinzecimea din Vechiul Testament și cinzecimea din Noul Testament. În Vechiul Testament, omul care realizează că prin puterile lui nu poate atinge standardul perfect al Torei sau al legii lui Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu le dăruiește legea, legea care oglindește perfect caracterul lui Dumnezeu, totuși, pentru că oamenii ăștia nu sunt în stare să respecte legea și încalcă cea mai importantă dintre, dintre, dintre legi. Vă aduceți aminte, se închină în fața unui vițel de aur, vine Moise și Dumnezeu hotărăște să pedepsească poporul, 3.000 de oameni mor. Iar în Noul Testament, când coboară Duhul Sfânt, 3000 de oameni trăiesc. O slăvi să fie Domnul! Pentru aceia care sunt extrem de obsedați de lege și care pun tot timpul accent pe partea asta legalistă, așa zi și legaliște ai vremurilor noastre, care au senzația că, senzația că prin puterile lor pot atinge standardul perfect al lui Dumnezeu, vreau să vă spun încă un lucru pe care Biblia îl spune de mai multe ori. Legea n-aduce decât conștiința faptului că suntem limitați și că suntem niște bieți păcătoși, fiecare dintre noi, și că prin forțele noastre nu putem atinge standardul perfect al lui Dumnezeu, de aceea Dumnezeu a coborât în Hristos și apoi, după ce Hristos s-a înălțat, a coborât prin Duhul Sfânt, ca prin Duhul Sfânt să ne înalțe. Slăvi să fie Domnul! Să ne înalțe sufletește vorbind, să ne înalțe la nivelul trăirii noastre morale, să ne înalțe în trăirea noastră zilnică. Așadar, ce sărbătorim până la urmă? Unii o să zic că, bun, rusalile. Știm și noi că ni se tot aduce aminte că acest cuvânt rusalei vine dintr-un cuvânt latinesc care înseamnă trandafir. Rosa, trandafir. De ce? Că romanii aveau un fel de sărbătoare a morților la care uh, obișnuiau să ducă trandafiri la mormintele celor dragi și cum se potrivește cu rusalele. Simplu. Pentru că primii creștini au hotărât să suprapună peste sărbătorile păgâne sărbători creștine. De ce au făcut liderii bisericii treaba asta? Dintr-un motiv simplu. Ca să nu-i lasă pe frații noștri din vremea aia să se ducă la petrecerile păgânilor. Și au zis, ce facem atunci? Să nu-i lăsăm să meargă la petrecerile păgânilor, facem noi sărbătoarea noastră. Și au suprapus peste toate sărbătorile păgâne importante, câte o sărbătoare creștină. Și unii au spus, domne, treaba asta a fost un lucru greșit. A fost greșit atunci când sărbătoarea creștină a împrumutat din păgânism anumite obiceiuri. Însă, nu cred că ar trebui să fim atât de imaturi încât să ne potihnim în cuvinte. Vedeți, unii oameni spun Iisus și se gândesc la cu totul și cu totul altă persoană decât cea pe care o prezintă Evanghelia. Unii spun, oh, Iisus, îl iubesc. Dar Iisus al lor nu este Iisus cel real, cel adevărat. Așa că, dragi mei, frați și surori, dragi prieteni, dragi urmăritori pe internet care de obicei găsiți motive să vă potihniți, nu vă mai potihniți în cuvinte. Nu e important că zicem rusalei sau cinzecime, important e ce înțelegem prin acest cuvânt. Doamne, dă-ne înțelepciune. Așadar, am zis, și am cam lungit-o puțin, dar nu ziceți amin la fel de hotărât, am zis că Duhul Sfânt este cel care face în viața noastră mai multe lucrări. Văd că avem și PowerPoint-ul. Pune-te, rog, următorul slide. Sunt șapte lucrări pe care Duhul Sfânt le face în viața noastră. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că Duhul, prin Duhul Sfânt avem viață. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că prin Duhul Sfânt se produce naștere din nou. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că Duhul Sfânt ne învață. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că prin Duhul Sfânt avem daruri și abilități artistice. Pentru... Știu că sunt mulți avem și noi, artiștii noștri, cinci. Pentru că prin Duhul Sfânt avem puterea de a acuza și învinge păcatul. Fiți foarte atenți când spun de a acuza, fără a părea un ipocrit. Pentru că fiecare dintre noi avem păcatele noastre și în momentul în care acuz păcatele altora, dacă nu o faci prin Duhul Sfânt, nu par decât un ipocrit. Duhul Sfânt e cel care îți dă putere că atunci când acuzi păcatul să ai și autoritate și să biruiești păcatul, pentru că prin Duhul Sfânt avem o putere neobișnuită, noi oameni obișnuiți, și pentru că prin Duhul Sfânt avem prinătate sau boteză. Cu Duhul Sfânt. Mai întâi, pentru că Duhul Sfânt este, așa cum spunem în crezul nicean, dădătorul și susținătorul vieții. Nu trebuie să ne îndepărtăm prea mult, dacă deschideți Biblia chiar la prima pagină, nu la versetul 1, e o mică pauză, în versetul 2 apare Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte cum apare Duhul Sfânt la creație? Spune Biblia că Duhul Sfânt era acolo, plutea deasupra apelor. El este creatorul și susținătorul vieții. Și spune Biblia în Iov, în capitolul 33, cu versetul 4, un lucru extraordinar. Și nu cred că există un verset care să cuprindă mai bine ideea asta că Duhul este dădătorul și susținătorul vieții. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Micuța Ana, care a fost ținută aici în brațe pentru binecuvântare, a venit în lume datorită acestei lucrări a Duhului Sfânt. De ce? Pentru că, din punctul nostru de vedere, viața este un miracol creat și susținut de Duhul Sfânt. Și cred că dacă am avea acum un medic, dar știu că sunt în biserică mai mulți medici, ar putea să vorbească mult mai competent în privința asta decât o pot face eu. Oameni care ar putea să ne spună că fiecare reacție chimică la nivel celular, că fiecare suflare a noastră, că fiecare bătaie a inimii noastre, că toate aceste lucruri împreună sunt de fapt un miracol. Faptul că lumea asta continuă să existe, în ciuda faptului că în fiecare an auzim că mai trece cât un asteroid milimetric, asta dovedește că viața este creată și susținută de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Spune psalmistul atât de frumos în psalmul 104, versetul 29 și 30, îți ascunzi tu fața, ele tremură. Îți iei suflarea și foarte interesant cuvântul folosit aici în ebraică, suflare, ruach, înseamnă Duh Sfânt. Îți, îți retragi tu Duhul, ele mor și se întorc în țărâna lor. Adică fără Duhul Sfânt, spune psalmistul, trupul nostru nu poate exista. Bătaia inimii noastre are legătură cu Duhul Sfânt. Suflarea ta are legătură cu Duhul Sfânt. Trăirea ta în trup are legătură cu Duhul Sfânt. De aceea pentru noi, creștinii, e atât de importantă viața. De aceea suntem atât de radical împotriva avortului, pentru că noi știm că viața este un miracol creat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dar nu doar că e crea de Dumnezeu, că dacă, am zice, cum cred unii, Domne, Dumnezeu a creat viața și a lăsat-o în virtutea unor legi ale fizicii și își vede mai departe. Nu! Toate se țin împreună prin Duhul Sfânt. Există o grămadă de teorii și încă oamenii de știință n-au reușit să înțeleagă cum anume toate aceste elemente, care sunt chimice, fizice, toate legile acestea care formează viața, sunt împreună. Misterul vieții n-a reușit nimeni să-l dezlege. Oricât ar încerca omul de știință să spună, domne, cum se întâmplă toate aceste lucruri, cum de toate vin împreună într-un mod atât de miraculos, răspunsul găsim în Scriptură. E Dumnezeu prin Duhul Sfânt. C.S. Lewis, profesorul de la Oxford, în fiecare dimineață obișnuia să se uite la răsăritul de soare, mai ales în zilele frumoase, și spre disperarea vecinului lui, care era un ateu, zicea, iarăși Dumnezeu a făcut minunea să răsară soarele. Și ăla continua să spună, ce minune că e mișcarea de rotație a Pământului. Dar imaginați-vă că în, în universul acesta În care toate lucrurile stind Înspre, cum spune legea entropiei Înspre moarte, înspre dezordine În, în, în lumea asta, în universul acesta totul se existe viață și ordine Totul se datorează unui singur lucru Duhul lui Dumnezeu Duhul Sfânt e, e cel care ne dă viață și de multe ori m-am întrebat, l-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, de ce ne mai ții cu viață? Adeseori, noi ăștia care tot ne rugăm, Maranata, vină, Doamne, de când mă știu, în bisericile noastre era strigarea asta, Maranata, nu știu cât să mai... vă mai aduce să aminte, care înseamnă, vină, Doamne. L-am întrebat pe Dumnezeu, Doamne, Dumnezeule, de ce prelungești încă lumea asta cu toate păcatele ei, cu toate căderile ei? Că Dumnezeu o știe mai bine decât o știm noi și noi uitându-ne la ea ne întrebăm dată mirați, Doamne, de ce o mai ții? Și răspunsul e că Dumnezeu mai vrea să dea viață. Pentru că în planul lui Dumnezeu mai sunt încă copii care trebuie să se nască. Pentru că în planul lui Dumnezeu mai sunt încă oameni în păcatele lor care trebuie să fie mântuiți. Poate unii dintre voi vă rugați pentru cineva drag din familia voastră, pe care îl aduceți înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-l mântuiască. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu îl ține cu viață, pentru că Dumnezeu l are în planul lui. Viața este un miracol susținut și creat de Dumnezeu, creat și susținut de Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu există viață. Fără Dumnezeu există doar dezordine și moarte. Doi. Duhul Sfânt este cel care produce nașterea din nou. Și nașterea din nou este... Ce înseamnă nașterea din nou? Că noi tot pocăiții facem abuz de expresia asta. Am acolo o grămadă de versete, o să mă refer doar la al doilea verset. Când Domnul Iisus stă de vorbă cu profesor, universitar, conferențiar, nu, doctor Nicodim, în Ioan 3. Și, și acolo o întrebare, ce să fac să moștenesc, să ajung în rai, să, să moștenesc împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul Iisus zice simplu, ce mai naști odată. Nu, no stă Nicodim și se gândește Doamne, păi eu sunt bătrân, cum să mă mai nasc o dată? Dar răspunsul, gândiți-vă că e foarte logic dacă pentru împărăția lumii acestea, împărăția aceasta care are o direcție clară, moartea, ne-am născut fizic, pentru cealaltă împărăție a lui Dumnezeu, trebuie să ne mai naștem o dată, dar cum adică, zice Nicodim Doamne, da. îi dă eroare, ca să zic așa Ce, ce înseamnă această naștere din nou. Printre altele, și nu cred că am pus acolo în paranteză, dar în schița mea este, nașterea din nou înseamnă locuirea noastră de către Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Încă din Vechiul Testament, oamenii se chinuiesc să respecte legea lui Dumnezeu și Dumnezeu zice prin proroci, nu vă dau referințele că sunt destule acolo și așa, vine vremea când voi scrie legea mea în inima lor. Știți cum se întâmplă asta? Prin Duhul Sfânt. Când Dumnezeu coboară în noi prin Duhul Sfânt, asta înseamnă până la urmă, ăsta e rostul nașterii din nou, care este în urma auzirii cuvântului, prin credința noastră în Iisus Hristos, prin pocăință și așa mai departe. Dar care e rostul nașterii din nou? Rostul nașterii din nou e ca Dumnezeu să poată locui în trupul acesta, care este un trup păcătos. Și în trupul acesta păcătos și nevrednic, pentru ca să poată locui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, noi mai trebuie să ne naștem odată, spune Biblia. Dar nașterea asta nu este una fizică, ci una spirituală. Și nașterea asta este prin credința noastră în Iisus Hristos. Biblia spune Roman, capitolul 8, și vorbește despre asta, despre calitățile omului care este născut din nou și spune Biblia acolo că omul care e locuit de Dumnezeu, născut din nou și locuit de Duhul Sfânt, înțelege lucrurile lui Dumnezeu, pe când omul care nu e locuit de Dumnezeu și nu e locuit de Duhul Sfânt, nu le înțelege. Pur și simplu nu le poate pricepe. Și dacă vă uitați acolo, Romani 8, de la versetul 7 la 9, Biblia descrie Omul firesc și omul duhovnicesc. Ce înseamnă omul firesc? Omul care e născut doar pentru firea asta, cum suntem fiecare dintre noi născuți, dar omul care e născut din Duhul Sfânt are ceva mai mult de atât. Vedeți, dacă nu locuiește Dumnezeu în tine, nu poți fi fericit. Duminica trecută, la Casa de Cultură, la evangelizare, despre asta am vorbit. Și o să vă spun ceva. Știu că avem o grămadă de oameni care aleargă după fericire, unii dintre noi avem această insatisfacție în sufletul nostru, chiar în biserică fiind. Și asta nu pot înțelege, Dragii, dragul meu. Când Dumnezeu coboară în inima ta, El aduce satisfacție chiar dacă ești, chiar dacă ești sărac, chiar dacă ești bolnav. Și uitați-vă la cei de la dizabilități care vin aici adeseori cu căruciorul, cu rotile și sunt mai atenți decât alții care sunt perfect sănătoși. Am văzut că e la mod acum goana asta după vacanțe. Și slavă Domnului că puteți merge în vacanță și că aveți bani și că sunteți sănătoși. Dar și asta e tot o goană după vânt. Pentru că dacă nu poți fi fericit în Velența, nu o să fii la Veneția. Pentru că dacă nu poți fi fericit la bariera asta de la metro, când aștept să vină, să treacă trenul ca să poți ajunge la biserică, nu o să fii fericit nici la bariera de coral din Australia. La fel de mizerabil vei fi și acolo. Există concepția asta în mintea unora dintre noi, că fericirea e în afara noastră. Și nu mă înțelegeți greșit. Da? Nu vorbesc acum că e păcat să mergi. Nu, din, po din potrivă, Duceți-vă că sunteți tineri și puteți. Numai că dacă vă duceți cu gândul că aici ești nesatisfăcut, lipsit de, bucur de bucurie, și zici, bă, ies și eu și mă duc acolo și o să fiu fericit. Dacă asta e fericirea ta, vreau să te anunț. Dacă nu ești fericit aici, nu ești nici acolo. Nu întâmplător apostolul Pavel zice, m-am deprins și în sărăcie și în belșug. Dacă e Duhul lui Dumnezeu în mine, sunt fericit. Dacă însă acolo cu pământ bătut pe jos, cum erau bunicii noștri, sunt fericit. Eu de multe ori mă gândesc la momentele acelea cu nostalgie, dar dacă mă gândesc acum, dacă aș mai trăi în condițiile alea, n-aș mai vrea. Nu știu câți dintre voi ați vrea, din nou, la Cândelău, la Sobă, la... Ziceți voi că vi se pare o imagine așa idilică, dar dacă ar fi să vă întoarceți în timp, vă garantez că așa vă ați duce noaptea să ieși afară. Nici nu mă gândesc. Dar vreau să vă spun ceva. Totuși, puteau să fie fericiți. Mi-aduc aminte de programele de adunare când cântau cu ochii plini de lacrimi și Duhul Sfânt lucra în biserică și oamenii erau plini de o bucurie cerească. De ce? Bucuria nu are de-a face cu condiția noastră socială, nici cu condiția noastră economică, nici cu locul în care ne aflăm. Era un cântec într-o vreme la modă în România, m-am născut în locul nepotrivit. Cine crede că s-a născut în locul nepotrivit, vreau să-i spun ceva. Oriunde te-ai fi născut, la fel de nepotrivit ai fi fost. La fel de inadecvat. Pentru că, de fapt, toți ne-am născut în locul nepotrivit. De ce? Pentru că ne-am născut într-o lume dominată de moarte. Și știm că suntem muritori. Dar Dumnezeu ca să ne salveze de la condiția noastră omenească, l-a trimis pe fiul lui să moară și să învieze, pentru ca prin credința în el, Duhul Sfânt să vină în viața noastră și să ne salveze de la condiția asta. Și dacă ești fericit într-o căsuță mică, vei fi fericit într-o casă mare. Dacă ești nefericit într-o căsuță mică, vei fi nefericit și într-o casă mare. Dacă ești nefericit cu o mașină nasoală care abia pornește, vei fi nefericit și cu cea mai tare mașină, pentru că fericirea nu ține de condițiile exterioare, ea are de-a face cu un singur lucru, cu prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Și Dumnezeu e poate fi prezent în viața noastră prin Duhul Sfânt. De aceea, biserică Lumina, avem nevoie de Duhul Sfânt. Dacă ai această insatisfacție continuă și cauți fericirea în sânga și în dreapta, vreau să spun ceva, tu care te-ai înscris pe listă în biserică că o să slujești la departamentul social, dar nu te-a văzut nimeni în ultima vreme. Tu care te-ai înscris pe o listă că slujești la departamentul organizatoric sau la alt departament din biserică, dar ai lăsat-o mai moale în ultima vreme, că ai zis, bă, lasă -o să fac alții. Tu care ai zis, lasă că o să mă duc în sânga și în dreapta și unii dintre voi care credeți cumva că fericirea este undeva în afara voastră, vă înșelați oricât veți fugi după fericire în afară, nu o să o găsiți. Dacă e Duhul Sfânt prezent în biserică și dacă Duhul Sfânt e prezent în noi, putem fi fericiți. Altfel, nu se poate. De ce? Pentru că Duhul Sfânt e cel care aduce nașterea din nou. Slavă Lui pentru asta. Voi nu știți că sunteți temple ale Duhului Sfânt, spune Apostolul Pavel, că a fost plătit un preț pentru ca Dumnezeu să poată să trăiască în voi. Pentru că trupurile voastre erau păcătoase, spune Pavel. În 1 Corinteni, capitolul 6, găsiți voi versetul. Dar ca Duhul lui Dumnezeu, să, cel Sfânt, să poată locui în trupul vostru muritor și păcătos, s-a plătit un preț și prețul este jertfa lui Iisus Hristos. Punctul 3. Duhul Sfânt este învățător. El ne învață. Am văzut că biserica noastră are nevoie să fie învățată, să se roage. Ne rugăm atât de slab. Și ce spune Biblia? Romano cu 26. Duhul ne învață în slăbiciunea noastră. Când nu știm cum să ne rugăm, Duhul ne învață. Am o rugăminte la dumneavoastră. Când nu știți cum să vă rugați. Uite, eu am stat aici pe primul rând și nici eu nu prea m-am rugat grozav astăzi. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă să mă rog. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne călăuzească în fiecare aspect al vieții noastre. El te învață cum să te rogi. Când pur și simplu ai, mi-a zis unul, zice, simt așa o sfârșală. Expresia asta am auzit-o mai de mult la un celebru personaj. Simt așa o sfârșală. Nu știu cum unii când e vorba de rugăciune, de biserică, de lucrurile spirituale, îi lovește sfârșala. Când e vorba de lucrurile astea, îi lovește un început plin de veselie. Duhul Sfânt te învață cum să te rogi. Poate zici, eu, eu vreau să slujesc, dar nu știu cum să fac. Duhul Sfânt te învață. Duhul Sfânt te învață cum să te comporți cu cei care sunt mai slab decât tine. Dacă zici, eu vreau să ajut, dar nu știu, eu să așa, uh, nu știu, mai dur de felul meu. Duhul Sfânt îți dă sensibilitatea de care ai nevoie ca să poți să-L ajuți pe cel slab. Duhul Sfânt, dacă vrei să ajuți, inclusiv din punct de vedere financiar, Duhul Sfânt e cel care dă și darul ajutorărilor. Duhul Sfânt e cel care te ajută și la asta. Dacă nu știi să faci ceva, Duhul Sfânt e cel care dă înțelepciune și spune Ezra în, în Nemia, în capitolul 9, spune celebrul cărturar Ezra și mulțumește Lui Dumnezeu și le zice acolo în versetul 20. le dat Duhul tău ca să-i facă înțelepți. Dacă pur și simplu nu știi ce să faci cu viața ta, dar ai de făcut o alegere importantă în viață, chiar astăzi, și te gândești ce o să fac de mâine, de poimâine, dacă ești tânăr și încă nu știi la ce facultate o să te duci, dacă încă ești într-o situație în care nu știi încotro să o apuci, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți poate da înțelepciune, exact cum spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Și chiar în această zi, Dumnezeu poate face acest lucru. Duhul Sfânt ne învață cum să citim Biblia. Da? Pentru că noi o citim de multe ori în mod superficial. Nu ți s-a întâmplat niciodată să citești din Biblie și la un moment dat citind un anumit verset, să citești și să zici, bă, dar eu am mai citit versetul ăsta, l-am mai citit, dar niciodată nu l-am înțeles așa. Pentru că în faptele apostolilor, în capitolul 2, când predică Petru Evanghelia, spune Biblia, că oamenii care au ascultat au fost străpunși în inimă. Cine face străpungerea asta în inimă? Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. Altfel, eu mă uit de multe ori în biserică și nu zic la noi că noi suntem o biserică foarte receptivă și în dimineața asta arhiplină, slăvi să fie Domnul, să vă țină în ravul la fiecare program să fie la fel. E, slab, aminu. O zis tot. Doamne, ajută-ne la asta, amin. Mă uit adeseori peste biserică și mă gândesc, Doamne Dumnezeule, ce să le mai zic? Și realizez că fac o greșeală când spun asta, pentru că de fapt, eu nu pot să străpung inima nimănui. Eu pot să manipulez pe cineva, da. Știu să spun eventual o întâmplare pe care o să așez la timpul potrivit. Am deja experiența oratoriei, am deja școala potrivită pentru asta și nu voi face decât să vă impresionez din punct de vedere emoțional, voi vă explica acasă, cum se întâmplă din păcate la multe slujbe și oamenii zic, bă, ce fain Nu fost la biserică. Și de mâine continua să vă vedeți mai departe de viețile voastre. De ce? Pentru că reacția a fost una strict emoțională, nu una duhovnicească, adică la nivelul central al ființei noastre, a Duhului nostru, al ființei noastre, acolo unde ajunge doar Duhul Sfânt. de avem nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că prin Duhul Sfânt avem înțelegere. N-ați văzut oameni cărora le-a spus despre Dumnezeu și tonor înțeles nimic și s-au dus la biserică și dintr-o dată parcă li s-au prins beculețul și zic, bă, da... Eu ți-am mai zis, parcă ți-e și ciudă pe unii, eu am așa un fel de invidie duhovnicească, când la unul tot îi spune, tot spune, tot spune, eu explic și merge și aude pe altul vorbind și zic, bă, dar pe mine nu mai auzi până acum. Adică eu ți-am explicat, domne, am atat școală, ți-am explicat cu argumente teologice. Au mers, au auzit și au înțeles. De ce? Cine au prins beculețul? Duhul Sfânt. Noi vă putem tot spune că în Biblie Domnul Iisus spune că și zecioala trebuie făcută, nu trebuie lăsată nefăcută. Eu pot să vă spun treaba asta. Și unii să vă uitați la mine așa suspicioși, să ziceți, bă, ăsta are nevoie el de bani. N-am nevoie. Știți bine, de când există biserica asta, nici eu, nici vreun alt frate păstor, nici vreun frate din bord sau altcineva, n-a profitat financiar de pe biserica asta și a zice înaintea lui Dumnezeu că nici măcar 50 de bani nu s-au dus nejustificat în buzunarul cuiva. Și atunci, poate vă întrebați unii dintre voi de ce pliculețele astea. Ca să vă ajutăm să împliniți ce spune Biblia. Să vă disciplinați, că Iisus a spus. Zecioala nu trebuie lăsată nefăcută. Noi vă ajutăm. Doi, vă spun asta acum, aici, în predică. Pentru ca localul acesta, care poate avea 1200 de locuri, el nu are acum, da? Pot intra aici până în 1200 cu holuri cu tot. Să fie susținut cu toate celelalte săli trebuie să plătim o chirie aici. Da, o chirie mare, care e de vreo 6.000 de euro. Și care nu este mare, apropo, și vreau să fac o paranteză, nu mă contrazic, este mare într-un fel, pe de altă parte, având în vedere cât e de generos spațiu, nu este mare. Și vreau să le mulțumesc proprietarilor pentru că ne-au dat un preț rezonabil. Există aici o grămadă de săli, școală dominicală și așa mai departe. Pentru ca lucrarea asta să poată exista, gândiți-vă dacă la dumneavoastră casă a crescut prețul la curent în ultima vreme cât a crescut, gândiți-vă cam cât se plătește pe o sală atât de mare cu toate celelalte dependințe. Nu interesul nostru, ci interesul lui Dumnezeu. Mai gândiți-vă la felul în care biserica asta a crescut datorită lucrării Duhului Sfânt. Și la faptul că în puțină vreme Dumnezeu ne va dărui, dacă va îngădui și cred asta, un nou local. Ne gândim în perspectivă, pentru că Știți cum suntem noi? Noi ne gândim la venirea Domnului, dar în același timp ne pregătim, ne pregătim pentru că nu știm că Dumnezeu va îngădui lumea asta. Și ne gândim că trebuie să strângem bani, să găsim un loc. Nu vrem o catedrală, nu vrem o biserică luxoasă, nu vrem să investim zeci de milioane ca să ardă după aceea. Fiecare după cum îi călăuzește Domnul. Dar avem nevoie de un local mare, generos, un loc unde să puteți parca mașinile, un loc în care să se, se poată desfășura toate proiectele bisericii. Și ați văzut, efectiv, la anunțuri de multe ori nu știm ce să mai anunțăm. Sunt o grămadă de proiecte pe care biserica aceasta le desfășoară. Ca să putem să facem treaba asta, avem nevoie de implicarea dumneavoastră a fiecăruia. Am închis paranteza. Despre asta este vorba. Pentru că știu că atunci când e vorba de bani, mai auzi în stânga și în dreapta ecouri câte unul care bă, dar de ce? Au nevoie de bani? Nu. Slavă lui Dumnezeu, prin harul Domnului până la 41 de ani, peste puțină vreme, 42 de ani, mulți înainte, vă doresc la fel. Am trăit, am supraviețuit, nu-s așa de slab după cum puteți vedea, nici așa de gras nu-s. Așa că nu-i vorba că biserica ar fi un business. Și n-aș vrea, vă spun asta, pentru că nu vreau să transformăm biserica într-un loc în care zi de zi, iarăși cu bani, iarăși. Cred că ar trebui să apreciați bunul nostru simț și faptul că în doi ani și jumătate, doi ani și ceva de existență, am vorbit de bani despre de trei sau patru ori. Asta arată un, un, lucru, arată caracter și faptul că nu ne pasă, în primul rând, de aici și acum, dar pe de altă parte trebuie să fie realiști. Avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne învețe până și asta. Eu vă pot spune, voi să vă uitați sus la mine, că așa oameni în zilele din urmă vor fi bănuitori. N-aveți decât să rămâneți cu bănuiala, fiecare dintre dumneavoastră. Dar, dacă Duhul Sfânt vă vorbește, lucrurile sunt clare, nu mai trebuie să vă spună nimeni. Hai la pian că mă, mă lungesc. Hai numai. zis la punctul 5, dar vinul la 3. Punctul 4. Duhul Sfânt oferă daruri și abilități artistice. Pentru cei care vor să fie mari artiști. Uh, uite ce spune Biblia în Exodul, în capitolul, 30, capitolul, 31, versetul 1 la 5. Pentru unii dintre voi care vreți să fiți zidar și nu reușiți, și nu sunteți prea buni la, la, pus gresie și faianță, dar voi ați ales treaba asta, nu vă iese foarte bine. Hai să vă spun ceva. Duhul Sfânt vă poate ajuta și în privința asta. Nu știu să-i vorbesc aici, Mădălin, ești pe aici, cine e mai... Beni, care mai... mai, mai... mulți. Aici avem o grămadă de zidari. Vorbesc cu ei personal dacă e cazul. Duhul Sfânt Poate da abilități și în privința asta. Uitați-vă în Exodul 31, spune Biblia de la versetul 1 la 5, că Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să știți că am ales pe Beța la el, Pe omul acesta l-am umplut cu Duhul, Duhul lui Dumnezeu și i-am dat Duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat puterea să născocească, ia uitați-vă, Asta lucra în cercetare, i-am dat putere să născocească, adică să inventeze, un mare inventator acest beța la el, tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint, în aramă, să sape în pietre și să le lege pietrele astea, da? Să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. De unde știau omul ăsta? Zice, l-am ales și am pus în el Duhul Sfânt dacă te împotmolești sau ai două, două mâini stângi ca mine <laughs> și, și, vrei să faci în, în, viață un drum, nu știu, din ceva, Dumnezeu îți poate da înțelepciune și în privința asta. Duhul Sfânt dă daruri, dă daruri și spirituale, dar dă și daruri de felul acesta. Acum puteam să vă vorbesc de darurile spirituale, dar despre asta v-am vorbit atât de mult și cred că mai trebuie să coborăm și cu picioarele pe pământ, că unii dintre noi suntem numai cu ochii în sus, cu toate că Domnul Iisus le spune ucenicilor, de fapt nu Domnul Iisus, îngerul le spune ucenicilor, când ei au rămas cu ochii în sus, în soare, Domnul se înălțase și vin, vin îngerii și zic de ce stați și vă uitați la cer? Doamne, dar noi ne place să ne uităm la cer. Nu, no, Duhul Sfânt ne aduce cu picioarele pe pământ. Duhul Sfânt îți dă daruri și în privința aceasta. 5. Duhul Sfânt oferă puterea de a acuza păcatul în Mica, în capitolul 3 cu versetul 8, zice, sunt plin de Duhul Domnului ca să fac de cunoscut casele lui Israel nelegiuirea și păcatul lui. Ca să acuz păcatul fără să ai doza aia de ură pe care am văzut-o la unii dintre frații mei de credință și dați-mi voie să vă spun, prea iubiți frați în Domnul. Aceia dintre voi care acuzați păcatul cu, cu scrâșnirea celui care este frustrat, Ii vezi pe câte unul acuzând păcatul, te uiți la el și te gândești: Bă, ăsta parcă ar fi vrut el să trăiască, dar nu pentru că nu reușitei să acuză pe alții. Ca să poți să acuzi păcatul și să iubești păcătosul, ai nevoie de Duhul Sfânt. Așa cum un medic bun iubește pacientul și urăște boala, în același mod, noi trebuie să știm să acuzăm păcatul. Fără să părem sau fără, nu doar să părem, fără să ajungem să urâm pe păcătos. Există riscul ăsta, să să recunoașteți asta. O, îi văd pe noi așa încrâncenați împotriva unor categorii de oameni, dragii mei, și pentru oameni au murit Hristos. Mai zic o dată, și pentru oameni au murit Hristos. Poate nu-ți vine să crezi, dar și pentru oamenii au murit Hristos. Ca să poți să acuzi păcatul fără să par un ipocrit, pentru că tu la rândul tău nu ești decât un simplu om și se uită altul la tine și se zice, bă, dar ce face ăsta pe Sfântul, că și el un simplu om. Ca să acuz păcatul fără să fii un ipocrit și ca să poți acuza păcatul și să iubești păcătosul și păcătosul să vadă dragostea lui Dumnezeu în tine, ai nevoie de Duhul Sfânt. Nu întâmplător, spune Biblia la un moment dat, că, că Ioan Botezătorul a fost plin de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Care a fost lucrarea pe care el a făcut-o? Una dintre cele mai importante lucrări a fost asta, de a vorbi împotriva păcatului. Dacă se poți să vorbești împotriva păcatului și să arăți dragoste în același timp păcătosului, ai nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că dacă nu vom face asta, nu vom face decât să revărsăm în exteriorul nostru ură, nu dragoste. Și nu la asta ne-a chemat Dumnezeu. Duhul Sfânt ne dă putere să acuzăm păcatul și să-L învingem. 6. Duhul Sfânt ofere, oferă putere neobișnuită unor oameni obișnuiți. Când uh, Dalila îl întreabă pe Samson care e secretul puterii, Samson răspunde în mod eronat. La un moment dat, când, când zice Biblia că i s-a deschis inima și a spus realitatea, eu vă spun că nu asta era realitatea. Zice acolo, da, judecătorul 16 cu 6. Dalila i-a zis, spunem te rog, de unde îți vine puterea ta cea mare? Știți de unde venea puterea, nu de la păr? Spune Biblia în textul pe care eu l-am spus înainte, judecător 14 cu 6, că Samson era puternic când cobora Duhul Sfânt peste el. Părul era doar simbolul unui legământ pe care l-a încheiat cu Dumnezeu. Era doar simbolul exterior a unei legături interioare cu Dumnezeu. Secretul puterii. Nu-i botezul în apă, care e doar un simbol exterior. Secretul puterii nu era părul, ci, ci prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Nu întâmplător oamenii ăia care erau acolo din 16 națiuni, când aud pe primii creștini vorbind în alte limbi, în limba celor care erau acolo, în 16 limbi diferite, lucruri minunate despre Dumnezeu, spune Biblia că se minunau se minunau și nu, se mirau și nu le venea să creadă. Bă, de unde știu galilienii ăștia că se uitau la fața lor și spuneau, bă, ăștia nu au fost prea des la școală? De unde știu oamenii ăștia să vorbească despre Dumnezeu în limba noastră? Ba mai mult lucruri atât de minunate. De unde? Pentru că ei erau niște oameni simpli de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Vreau să spun ceva, dragul meu și draga mea, nu știu cât de atent ai fost până în clipa asta, dar aș vrea în momentele care vor urma să fii atent. Ultimul punct, vă să-l experimentăm împreună și să-l trăim împreună. Dar până când ajungem acolo. Poate că în această zi te simți un om așa cum ești, un om obișnuit, slab, limitat. Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate face din tine mai mult. Poate face din tine să te ducă la nivelul acela în care oamenii să se uite la tine și să se mire și să spune, bă, ăsta e omul ăla. Ăsta care se enerva imediat, ăsta care la cel mai mic impediment vorbea cum vorbea, ăsta e omul ăla care când vorbea abia rostea 3-4 cuvinte, ăsta e omul ăla care când cânta parcă nu avea curajul să deschidă gura și să cânte cum trebuie, ăsta e omul ăla și răspunsul lui Duhul lui Dumnezeu. Secretul puterii, Domnul Iisus nu întâmplător spune, ci voi veți primi o putere când va coborâ Duhul Sfânt peste voi, ca să fiți martori și veți fi martori din Ierusalim, în Iudeea, până la marginile pământului. Secretul puterii noastre este Duhul Sfânt. Mai zic o dată, secretul puterii noastre este Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt. De ce? Pentru că suntem oameni obișnuiți. Dar Dumnezeul nostru ne poate da putere neobișnuită. Poate că ai copii care nu te pot asculta și nu te ascultă. Dumnezeu îți poate da puterea asta neobișnuită de a trece mai departe. Poate ai pe cineva pe care nu-l poți ierta. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți poate da puterea neobișnuită să-l poți ierta chiar astăzi la cina Domnului. Poate ești în situația aceea în care viața ta e un lucru imposibil și tu spui, eu sunt un om obișnuit și situația cu care te confrunți e una imposibilă și neobișnuită. Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum i-a dat putere lui Samson, Dumnezeu prin Duhul Sfânt îți poate dar și ție, omul meu drag, putere neobișnuită, într-o situație neobișnuită, pentru că secretul puterii noastre nu e simbolul exterior, nu e botezul, nu e faptul că par pocăit înaintea voastră, ci Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dacă Dumnezeu prin Duhul Duhul Sfânt e prezent în viața mea, atunci am putere. Dacă Dumnezeu prin Duhul Sfânt e prezent în noi, putem să ne apropiem și de cina Domnului. Ce vom face? Și vreau în momentele care vor urma să invit trupa să vină aici în față. Vă voi invita să ne apropiem de cina Domnului. Acolo unde sunteți, vă invit să stați în picioare împreună cu noi. Aș vrea să facem liniște în exteriorul nostru Pentru că ne apropiem de un moment extraordinar de important Aș vrea înainte să, să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare Aș vrea acolo unde sunteți să rămânem în atitudine de rugăciune Aș vrea să închideți ochii Și aș vrea să repetați în voi înșiva Doamne Tată, în numele Domnului Isus Hristos avem nevoie de Duhul Sfânt. Isus a zis, veți primi un alt mângâietor care va fi cu voi și în voi, care vă va da direcție în tot adevărul lui Dumnezeu. Cereți în numele meu, a zis Isus. Și Tatăl îl va trimite pe mângâietorul, dar cereți-l în numele meu. Cere lui Dumnezeu în această zi, în numele Domnului Isus Hristos, Duhul Sfânt tu care ai vrea să stai la cina Domnului, dar nu poți sta pentru că nu poți ierta pe cineva care ți-a făcut rău și ai în inima ta mărăciune. Duhul Sfânt te poate libera astăzi. Tu care ești aici și de ani de zile ne-ai mai participat la cina Domnului pentru că există în viața ta o grămadă de, de piedici, de păcate, Dumnezeu prin Duhul Sfânt te poate libera chiar în această zi. Tu care ești botezat în apă, dar te-ai de Dumnezeu, Dumnezeu prin Duhul Sfânt te aduce acasă astăzi. Dumnezeu prin Duhul Sfânt te împacă cu Tatăl și îți dă putere prin credința ta în Isus Hristos să spui Ava, adică Tatăl meu din ceruri. Căci noi n-am primit un duc de frică, ci unul de înfiere care ne face în această dimineață să strigăm în Biserica Lumina Ava, Tatăl nostru din ceruri, își cerem Duhul Tău cel Sfânt. Aș vrea în momentele care vor urma să ne pregătim de cina Domnului, să facem liniște noi înșine, să cântăm și să ne pregătim și să spunem împreună Tată, îți mulțumim că pentru noi s-a evit mântuirea îți mulțumim că pentru noi cel de sus a murit începem să ne închinăm lui Dumnezeu Duhul lui Dumnezeu e numit așa cum am spus și Duhul Veșnic pentru că jertfa lui Iisus Hristos spune Biblia a fost adusă prin Duhul Sfânt și a rămâne veșnic valabilă